dată la aceste ședințe ale AMR. Avem discuții punctuale, discuții pe argumente, contraargumente, așa cum a zis și domnul președinte, și acest dialog tot timpul este constructiv și duce înainte cauza mediului. Pe 15 septembrie, la ora 10, se deschide primul apel pe componenta deșeuri în PNRR la Ministerul Mediului. Avem sistemul informatic pregătit, îl vom testa împreună cu aplicanții cu 2-3 zile înainte pentru a nu avea surprizele pe care, din păcate, le-am avut acum câteva săptămâni, de exemplu, la AFM. Deschidem un apel prin care primim cererile de finanțare de la primării pe aceste sisteme de colectare selectivă a deșeurilor pe 5 fracții. Cele 5 fracții înseamnă o colectare civilizată europeană la cel mai înalt nivel selectivă a deșeurilor menajere în orașe. Toate orașele, indiferent de mărime, indiferent de numărul de locuitori, vor avea șansa să implementeze aceste sisteme. Unele dintre ele sunt complexe, îngropate, scumpe, celelalte sunt simple, la îndemâna orașelor mici, dar oferă același sistem digital de urmărire a cantităților la nivel de gospodărie, de transmiterea informațiilor real-time, în timp real, într-un server, într-un cloud, acolo unde se pot optimiza rutele de colectare, de ridicare a deșeurilor, acolo unde se văd cantitățile la nivel de gospodărie, la nivel de familie, unde se vede eficiența de colectare selectivă la nivel de familie și unde se poate implementa principiul plătești cât arunci. Este un pas uriaș. Adevărul este că sărim câteva trepte. Este o provocare mare și pentru minister și pentru administrația locală să sară aceste trepte, să implementeze cele mai moderne tehnologii care astăzi există pe piața europeană. Multe dintre componentele de acolo sunt fabricate în România, sunt prezentate de companii românești, va fi o investiție și pentru ei și va fi un sprijin pentru societatea, pentru societățile din România, nu doar pentru cele care le aduc din afară. Cealaltă componentă despre care a vorbit și domnul primar, CAV-urile, cum le numim noi, centrele de aport voluntar pentru deșeurile voluminoase, construcții periculoase și toate celelalte, se deschid în același timp, pe 15 septembrie la ora 10, și așteptăm primările să completeze cererile de finanțare, să aplice pentru aceste infrastructuri și logistică care creează baza unui nou sistem de colectare selectivă și oferă șansa României să îmbunătățească țintele de colectare selectivă. Celelalte programe de la AFM ridică foarte multe semne de întrebare, generează foarte multe discuții, din păcate, în ultimul timp, din ce în ce mai contundente, pentru că performanța instituției lasă de dorit. Trebuie să îmbunătățim performanța la AFM, trebuie să creștem numărul de personal, avem o ordonanță de urgență în pregătire și vom reorganiza instituția, vom mai angaja oameni astfel încât zecile de mii de proiecte să fie evaluate în timp util la administrația Fondului pentru Mediu. Instituția are nevoie de sprijin real, instituțional, guvern și fonduri pentru a deveni o instituție la fel de eficientă cât de mare este cererea pentru toate programele de mediu în această țară. Mâine, dacă am scoate încă o sesiune, am deschide încă o sesiune pentru fotovoltaice, de exemplu, cu siguranță am primit sute de mii de cereri de la cetățeni. Ne trebuie o instituție care este capabilă să gestioneze aceste zeci, sute de mii de cereri, pentru că fondul există, avem bani la FM suficienți ca să schimbăm fața României și în ceea ce privește gospodăria independentă din punct de vedere energetic. Acele sisteme fotovoltaice, acele pompe de căldură pentru instituțiile publice pot schimba și în domeniul respectiv foarte mult în bine. Domnule primar, încă o dată vă mulțumesc. Invit toate primările din toate orașele din țară, dacă au timp, să vizioneze, să viziteze aceste sisteme inteligente, pentru că sunt pentru orașele care vor să facă un pas înainte, care vor să administreze mult mai responsabil domeniul gestionării deșeurilor. Este primul pas, cel al construirii infrastructurii. Urmează partea și mai grea, probabil, de comunicare, de conștientizare la nivelul cetățenilor, de dialog permanent, constant cu fiecare familie, fiecare cetățean din fiecare oraș, în încercarea de a-i convinge să folosească sistemele acestea, să colecteze selectiv și să reducem deșeurile care ajung la groapă, să generăm deșeuri reciclabile pentru industrie. Mulțumesc!